sunt emoționată. Visul meu a devenit realitate și mă bucur că acest lucru se întâmplă pentru noi, pentru români, că ziua aceasta o să rămână în istorie pentru totdeauna și că o româncă a fost un român mondial în tenisul feminin. Mă bucur că eu sunt acea persoană. Bineînțeles că vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat cu mine timp de 22 de ani deja. Mă simt cam bătână, dar nu sunt. Celor care au organizat această primire, patronilor, oamenilor care m-au susținut necondiționat și, bineînțeles, familiei mele care a crezut întotdeauna că o să ajung aici unde sunt astăzi. Teo nu este pe aici, dar îi mulțumesc că are grijă de mine și că mă pune la treabă mereu. Echipei Kinetic, care are grijă să nu mă accidentez, chiar am avut un parcurs destul de bun din punctul acesta de vedere. Andrei, care nu este aici, dar este alături de mine astăzi. Încă mai am banda lui, manșeta lui de la Roland Garros din 2008. Fiind idolul meu, atunci am cerut manșeta. Mă bucur că astăzi este alături de mine. Bineînțeles că Viteran, chiar dacă nu înțelege, o să-și aducă aceste cuvinte. Îi mulțumesc că a crezut din prima clipă în care am început să lucrăm împreună că pot să ajung numărul 1. Și unei persoane foarte speciale care mă sprijină și pentru urmarea lui, îi mulțumesc domnului Țiriac pentru tot ce a făcut pentru mine și că a crezut că pot să ajung aici. Doamna Ruzici, care este mai mult decât un manager, îi mulțumesc pentru susținere. Și bineînțeles ce pot să zic, mă bucur că sunt acasă, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și această zi va rămâne